întrebați unde dracu mergem, derulați mai încolo, că sigur n-aveți răbdare să vă uitați. Oprește-vă. Mai ușor, bă, că beau copyright. Așa. Da, am intrat în zona crepusculară, drumul de aici e mai prost ca la mine. E o zonă 51. Direct, zonă da, 51. Noi suntem de fapt înspre zona 51 acum. Intrăm acum și în deșertul Arizona imediat și am ieșit din, cum se cheamă, din Las Vegas. Bă, da, câte gropi pe aici. O, uleu, băga mi-aș. Da-și, mă, GPS-ule. Așa, după cum vedeți, suntem în drum spre pădurea Baciu acum. Ne-am răzgândit, am făcut dreapta și dinspre zona 51 luăm spre pădurea Baciu. Uitați-vă cum vedeți, sunt copaci. Multă activitate. Multă activitate paranormală. Bătrânii din satele din jur nu votează cu PSD, absolut paranormal. După cum vedeți, copacii sunt foarte aplecați. Deci suntem direct, cred că v-am convins că suntem acum și în pădurea Baciu. Uite, mai avem un turist în față. Așa, au venit aici oameni în cercetări că au găsit un OZN și a lăsat bârlâp OZN-ul undeva prin pădure. Da, ne vom auzi când o să dăm de vreo fantomă ceva. Wesley zice că ne apropiem de destinație, nici nu cred că... Ci că virează la stânga, nu prea vrea să se vadă. Deci, bă, ne duce bine? Bă, așa zice. Cred că da, bă. Aici să fie? Ai ajuns la destinație. Waze-ul zice că am ajuns. Hai să vedem. Aici e. Uite, mă, că e acolo. Hai, așa că sunt și lui. Hai, parchează în umbră. Stai, focusează-mă afară. Deci, la bubiță. Hai, frate, coborăm acolo. Bagă mai în față, pe acolo. Na, avem umbră, dar e. Uite că avem și lacul aici. Vezi să nu zbor cu mașina la lac, îi faci baie. Vino cu asta să vezi păsărică. Se poate observa și o sticlă, probabil că este un mesaj lăsat în sticla aia de acolo. Gazi, eu mă piși pe mine. Hai, caută loc să te piși. Du-te mai încolo în bălările alea. Du-te încolo. Bă, du-te încolo. Du-te, du-te. Zic eu că să te oprești. Poate și-a lăsat cheile în mașină. Azi la tine. Aseară în gara, gara de nord, am întâlnit un vagabond. Hai de la pește. O mai mare n-am și eu. Hai, vezi că iese peștele. Cum a fost bătaia cu peștele? Ia zi, vreun review pescarule pentru acest lac? E pește bun sau nu? Trage la mămăligă, băi. La mămăligă? Băgăm la mămăligă neapărat. Și noi am venit cu pâine. Veniți cu plase de profi. Sau cu saci de cartofi sau de ceapă. Da. Dacă nu prins pește, cât e la costa, măcar prins niște păsărică pe acolo. Bă, ce m-a tras peștele? Te-a tras peștele, mă? Ce era? Ce crezi că era? Nu știu, frate, dar cred că e ceva preistoric, ți-am zis, cred că am mâncat Titanicul ăla, dar am mai rămas catargul. Posibil, da. Deci la ce forță m-a tras, frate? Uite, ia învață-ne tehnica ta de a-ți spăla adidașii cu apă minerală. Spălarea asta de dași ne-a costat practic 8 lei. Așa, 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 pune ca pregătarul ăla italian. Așa. Gata, frate, cine. Trebuia să vin cu năvodul de acasă. Uite aici încă o bucată de, încă un catar de la Titanic. Asta e cealaltă jumătate în Titanic. Și prin partea trebuie să fie și a treia jumătate. Fiu de la țară și am prieteni de la țară, dar uite, suntem oameni civilizați, aruncăm gunoiul la gunoi. Hai că plecăm de aici din bar, bă, dar arăt ca ultimul pițipon cu ochelarii ăștia. Ai grijă la gardul ăla? Vezi să n-ajungem cu mașina, cum e tipul ăsta. Mai ajutăm mai jeepanul. Aute cât praf se face. Bun, hai, s-o tulim de aici. Acesta a fost și barul lui Bobiță, dar vlogul sper că nu se termine, că vreau să fac și 10 minute să bag monetizarea, prea nou. Ai grijă la câinele ăla care se ninge în cur acolo, să-mi dai peste el. Săracule. Acesta a fost și barul lui Bobiță. Bă, mai e și ăla lui Oaie. Mergem și acolo? La Oaie? Da, sau e nasol acolo, că nici nu știu. Nici nu știu unde e. Păi mergem și până acolo? Hai. Hai și până acolo, tragi undeva. Știi că puteam întâi să ne uităm pe GPS, după aia să plecăm. Bă, da, deștepți suntem.
deci apa nu e 4, e 4, e 99, hai să plecăm de aici, că e și aflat drumul mare. Martor, băi, ești prost la cap, martorii lui Jehova. De când dracu să ăștia nu zice că nu știam? Mamă, dar orașul ăsta e în reparații, să-mi bat picioarele. De, treci cumva de buldozerul ăsta de aici. Acum vezi că ăsta e fapt un transformer și ne mănâncă acum pe amândoi. Cu tot cu mașină. No, și cam ăsta a fost vlogul de căcat pe care l-am făcut. Dar dumneavoastră pe moarte și ce dracu mi se strică unele filmări. Taș, fă, nu mă întrerupe. Vă las aici cu tainles de final. Hai, ciao, les.